turismul, să-l promovăm cu dragostea și cu bucătăria tradițională, cu credință, cu bisericile, cu locurile frumoase, dar mai ales cu peisajele naturale care le vedeți din prejur și încă autentice. Maramureș și de Bucovina, automat le legăm cu partea culturală și partea tradițională din zonă, pentru că mergem la una dintre bisericile de acolo din zonă. Slujba de Paște în partea aceea de țară e cunoscut că este una spectaculoasă și foarte interesantă. Putem să stăm până dimineața la slujba de înviere și apoi a doua zi toate tradițiile din zonă, Bucovina, Maramureș, care sunt specifice pentru fiecare destinație. Turiștii, în primul rând, vin la Purna pentru marea noastră mănăstire, a lui Ștefan cel Mare. Pentru asta, primul rând. Și a doilea rând, vin la duhovnicul marelui nostru Ștefan, la Daniel și Hastri. Astea sunt motivele pentru care, mai ales mănăstirea Purna, este una din necropele noastre cele mai importante a Bucovinei. Cozonace sunt renumiți la noi, plăcintele cu alii în grâu, clătitele, papanașii, care își vechile noastre sormăluțe. Zona, locurile frumoase, ce să mai spunem, Bucovina plină de mănăstiri, dar Putna, cum a numit-o și Eminescu, Ierusalimul neamului românesc. Pachetele de 3 zile sunt demipensiune, cazare cu demipensiune, așa plus prânzul pascal. Prețurile pleacă de la 800 de lei de persoană pe zi până la 1000 de lei de persoană. 800 de lei de persoană pe pachet până la 1000 de lei de persoană pe pachet. Astăzi vă pregătesc o plachie de eșalău și vă arăt ingredientele: ceapă, ardei, roșii, stoc de pește, ulei și vin și sare, care e ingredientul principal al preparatului, și aici avem fileul de eșalău. O să începem să-l pregătim. Îl condimentăm puțin în sare, îl punem în altceva, ca să vă arăt și partea cealaltă a peștelui. Dăm în tavă. Deși nu am voie să spun asta pentru că nu ar trebui să am un preferat, pentru mine este una dintre locațiile mele preferate. Este o locație extrem de liniștită, plaja este sălbatică, nu veți găsi șeslonguri, nu veți găsi umbrele. Este pentru cei care își doresc să se rupă de cotidian, care își semnalul la telefon nu este foarte puternic, deci este literalmente o oază de liniște. Cumva până începe vacanța copiilor, este foarte liniștit, deci turiștii care aleg să vină de 1 mai și de Paște la Corbu vor avea cu siguranță o experiență autentică și o experiență departe de haosul cotidian. Diferențele principale între a sta la un apartament în regim hotelier și un hotel, în primul rând, este comoditatea pentru familiile cu copii. Toate apartamentele noastre sunt dotate cu bucătării complet utilate, iar pentru cei mici, pentru micul dejun, pentru o cină light, familiile pot
se pot folosi de lucrurile acestea și pentru a-și face șederea mai ușoară. Toate apartamentele noastre au și living și atunci este foarte plăcut pentru ei ca seara să se strângă în jurul mesei și să aibă acest sentiment de casă departe de casă. Foarte mulți turiști aleg să plece chiar în Grecia, să sărbătorească un Paște grec-ortodox la mama lui. Această excursie, acest circuit, conține și pachetul respectiv pentru seara de înviere. Alături de ghidul nostru local, turiștii noștri sunt conduși către biserică, de unde vor lua lumină, iar apoi se vor bucura de o cină festivă cu preparatele tradiționale, similare cu ale noastre, carnea de miel, cartofii și vinul roșu. Ca un sejur frumos de 5 nopți, cu zbor, cazare și mic dejun inclus, bineînțeles și excursiile opționale în funcție de pachet, fie sunt incluse, fie se achită separat, pornește de undeva de la 470 de euro de persoană. Dacă e să ne gândim la pachetele individuale, vorbim pe de-o parte de turiștii care aleg să meargă pe litoral, fie cel românesc, fie cel bulgăresc, dar totodată vorbim și de Antalya. Antalya iarăși este o destinație în care turiștii aleg să-și petreacă vacanța de Paște, mai ales familiile cu copii. Fie că vorbim de o vacanță de relaxare propriu-zis, o săptămână la sejur în Antalya, fie că vorbim de o vacanță în care îmbină sejurul cu ceva excursii, Antalya este destinație la mare căutare. Totodată vorbim și de parte de circuite. Circuitele atât în Europa cât și cele în afara Europei au fost la mare căutare în perioada aceasta de Paște. Programele ceva mai lungi, să le spunem, de aproape 2 săptămâni, 10 zile, 11-12 zile sunt cele care pleacă încă de dinainte de 1 mai, plecări pe 29 aprilie, 30 aprilie și care se întorc undeva după perioada de Paște. Aici vorbim de programul de Emiratele Arabe Unite, vorbim de programul de Azerbaijan și Georgia, sunt cele mai lungi programe pe care le avem în perioada de Paște și 1 mai. Bugetele, bineînțeles că variază în funcție de destinație, cele mai ieftine pachete pe care le-am vândut sunt undeva pe la 200 de euro de persoană, aici aș aminti pachetele de Istanbul, de Macedonia de Nord, mergem undeva spre 400-500 de euro de persoană, pachetul de Kushadas, avem de asemenea Veneția. Dacă e să ne gândim la programele de avion, automat bugetul este unul ceva mai mare, mergem spre 1000 de euro, 1500 de euro în funcție de program. Pentru cei care doresc să plece cu toată familia și să sărbătorească un Paște mai exotic, la mare depărtare, aș recomanda un Paște în Malaezia și Singapore, de la 1960 de euro de persoană. Acest tarif include zborul, cazarea, asistența locală și, în funcție din nou de pachetul ales, tipul de masă și excursiile opționale locale. S-a ușurat puțin procesul de completare al vizelor pentru SUA, astfel încât o viză se obține mult mai ușor acum, avem chiar un departament specializat care asistă turiștii noștri în a primi viza în timp util, iar aceștia pot petrece un sejur de o săptămână la New York, de la doar 1890 de euro de persoană.